Mă bucur să regăsesc Filarmonica Brașoveană într-o formă de zile mari. Mă bucur pentru această reîntâlnire cu publicul din Brașov pe 20 mai la Sala Patria de la orele 19, un concert foarte drag sufletului. Vorbim de două piese din repertoriul mare pentru vioară. E vorba de Introducere și Rondo Capricioso de Camille Saint-Saëns. Această lucrare este dedicată marelui violonist și compozitor Pablo de Sarasate și a doua lucrare pe care o va interpreta Florin Ionescu Galați va fi chiar scrisă de Pablo de Sarasate, Zigeunerweisen, Melodii lăutărești. Două lucrări celebre, două lucrări foarte dragi publicului. Ele vor fi urmate de o bijuterie muzicală, serenada în si bemol major, Gran Partita, de Wolfgang Amadeus Mozart. Acolo am putut să punem în valoare potențialul maxim al sufletorilor din Filarmonica Brașoveană. Sunt muzicieni de excepție și vă invit să ne bucurăm alături de ei de această muzică extraordinară. Mă bucur de asemenea să mă reîntâlnesc cu vechiul prieten, violonistul Florin Ionescu Galați. Ne reîntâlnim după ceva vreme și îmi face foarte mare plăcere. Interpretările lui întotdeauna au o sensibilitate deosebită și o logică aparte, ceea ce îmi conferă un rol destul de plăcut în această seară. Nu sunt un simplu acompaniator din punctul său de vedere și asta mă bucură foarte mult.